De mâine, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt înregistrează absolvenții care au promovat bacalaureatul pentru a beneficia de indemnizație de șomaj sau de prima de inserție de 1500 de lei, în situația în care își găsesc de lucru în termen de 60 de zile de la înscrierea în evidențe. Dosarele se pot depune până pe data de 29 septembrie. Reprezentant al județului Olt, ansamblul folcloric Mugurașii Munogului din comuna Perieț a câștigat la Festivalul Internațional Cătălina, organizat la Iași, două premii întâi. Premiile au revenit dansatorilor și solistei Mădălina Deacon. La festival au participat 14 ansambluri românești și ansambluri din Republica Moldova, Mexic, Bulgaria, Polonia, Muntenegru, Ucraina și Ungaria. Sărbătoarea creștină Schimbarea la fața Domnului aduce și sărbători culturale artistice în patru localități oltene: Poboru, Tia Mare, Urzica și Gostavăț. La Poboru va fi organizată Firul de Aur din Lada de Zestre Străbună. Vor urca pe scenă artiști locali, tineri dansatori și solist local de folclor, dar și îndrăgiți artiști ai cântecului popular oltenesc, Numai Unul și Unul. Cinematograful Slătinean din incinta Centrului Cultural Eugeniu Onescu Slatina le face copiilor o ofertă de nerefuzat: vizionarea pe marele ecran a filmului de animație Hotel Transilvania 3, Monștri în vacanță, în format 3D. Proiecția va rula la Sala Roșie astăzi la ora 16:50. Astăzi, la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, filiala Slatina USAMV București, a fost lansat proiectul Creșterea gradului de competitivitate a angajaților, antreprenorilor și întreprinderilor care activează în domeniul strategiei naționale pentru competitivitate, Creștem Competitivitatea IMM. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European și are o valoare totală de peste 4 milioane de lei.